Reprezentanții Crucii Roșii Călăraș și ai Jandarmeriei Călăraș au mers miercuri dimineață în orașul Budești și satele Gruiu, Buciumen și Aprozi. Trimiși de Moș Crăciun, reprezentanții celor două instituții au dus alimente de bază greu perisabile, fructe și legume, îmbrăcăminte, încălțăminte și jucării unor familii aflate în dificultate. Astfel s-a ajuns acasă la persoane vârstnice nedeplasabile și la familii cu mulți copii, copii care încă merg la grădiniță și la școală cu regularitate. Cadourile copiilor sunt primite de la elevii școlii numărul 49 din București și școala gimnazială Mircea Vodă din Călăraș. După Budești, Crucea Roșie Călăraș a ajuns în comuna Olmeni. Dacă săptămâna trecută Moș Crăciun le-a adus îmbrăcăminte, încălțăminte, jucării, dulciuri și produse de igienă, de această dată a ajuns cu un pătuț. În total sunt 14 pătuțuri de copil care au ajuns la Crucea Roșie prin grija lui Iulian Ruseanu, profesor la școala gimnazială Vlad Țepeș. Acestea vor fi donate în perioada următoare. Deci la ei acasă se ajunge prin cimitir. Aici locuiesc niște oameni. Și ei e de 6 ani mai în tratament. Ei am crescut când avea 6 luni ăsta, de statuia nișe. Da. Ia să puneți ăsta înăuntru. Doamna Petre, noi v-am adus îmbrăcăminte la copii, v-am adus alimente. Vă mulțumim din suflet. Și prietenii și colegii noștri de la jandarmerie v-au adus legume și fructe. Dar vă mulțumesc din suflet, că vă dea Dumnezeu tot ce doriți. Poftim. Să fiți sănătoși. Copii! Copii! Am aici ceva de la Moș Crăciun pentru voi. Am două cadouri. Luați-vă pe picioare, vă rog frumos. Luați-vă pe picioare și zici cum să zice când primești ceva. Așa. Să fii sănătos. Pune câți ani? Eu am 10 ani. Perfect, uite, vezi, scrie acolo, pentru 10 ani. Da, bine, tu spui și tu cum te cheamă și câți ani ai, da? Și cum să zice? Nu! Câți ani ai tu? A zis că are 10 ani. N-are 10 ani. 6. Ai 8 anișori. Te rușine, mamă, ce e cu tine? Dar vă mulțumim și vă doresc sărbători fericite.